funcționează. Bine ați venit la Stax TV, material Q&A cu BMW 325 Cabrio, ciocanul lui Thor. Yep. Că nu te-am întrebat de ciocanul lui Thor, tot îl văd peste tot, apare pe mașină și pe cheie și așa, și nu te-am întrebat, dar să vedem, poate avem întrebări de la băieți. Prima întrebare, ești pregătit? Și că fuge de cur? Da, să știi că se dă de-a luat, uite. Se dă de-a luat. Uite băieți, și câți fac băieți aici, da. Care... Da. În a treia scoate fum? Nu scoate fum și din ce cauză? Că are uleiul bun. Are uleiul bun. Așa. De ce BMW? De ce BMW? Pentru că e mașina copilăriei. Ok. De ce BMW? Pentru că înseamnă totul. Pentru cineva care într-adevăr simpatizează această marcă. Cum ai ajuns la ideea de tuning gen rock? Că ăsta e tuning rock. Asta nu e într-o oarecare măsură, clar nu, într-o oarecare măsură, dar am zis să fie ceva diferit. Pentru cine știe să... Da, sunt autografele tuturor prietenilor. Ce tare, bravo! Am ales Radstyle ca să fie diferit față de ce vedem toată ziua pe stradă. Și să sară în ochi la toată lumea. De ce nu-ți schimbi scaunele? Pentru că o să pun unele de tablă. Iauzi. Roșii. Roșii de tablă, na. Că aveți și un hint despre ce se întâmplă la anul cu mașina. De ce atâta camber pe spate? Estetic. Merge și mai mult. La anul va fi și mai mare. O dai o tură pe Greta? Greta, da, o am în spate. O am în spate la evacuări. E cu noi, Greta, scuze-mă că te întreb. E cu noi, Greta, că nu poluează așa de mult. Ce părere au avut oamenii despre acest Red Style și cât de greu este de realizat? Destul de dificil de realizat, părerile sunt împărțite. Mulți condamnă stilul ăsta, că trebuia să o păstrezi simplă, alții îl apreciază. Din punctul meu de vedere, cred că sunt mai mulți care apreciază stilul decât îl condamnă. Circulă legal pe stradă? Cu siguranță, după cum se vede. 100% legal. ETP, asigurare... Ce motorizare, întreabă cineva? 2.5 dublu vanus. Nu ți se pare, zice, tot același om care întreabă și de ce motorizare ai, întreabă, nu ți se pare prea SF mașina? Este pentru unii, chiar este SF. Cine are legătură, o idee oarecum despre Radstyle, este Lights. Da, este Lights. Despre acest curent. Ok. Cât timp ai lucrat la ea? Păi din 2014 m-am apucat de ea, în fiecare an are îmbunătățiri. Sper la anul să fie finalul. Dar nu o să se întâmple cu siguranță. Dacă ești static, cum te descurci? Nu ești static aer. Am fost static de anul trecut, am pus pernele. E mult mai bine. Adică mergi liniștit, nu agăți, nu rămâi suspendat. Câți bani ai investit, aproximativ, întreabă cineva, dacă mai știi, soția nu mai e, deci poți să zici, să se oftice? Cred că aproximativ cu tot cu contravaloarea mașinii, da, de 3500, cred că am mai băgat undeva 8000, 9000, 10000, nu mai știu. În fiecare an, alte jante, alte... Capitolul jante. Ce jante sunt pe mașină, întreabă, multă lume întreabă. Insignia de tablă. Insignia de tablă, lățite. Da, lățite. Z4M40. Da, nu mai știe nimeni. M, pachet M, e complicat. Ce raport are diferențialul, ne întreabă altcineva? 3.15, nu, 3.46, scuză-o. 3.46, merge de-a latul, merge de-a latul. Se dă și cu roțile astea la. De ce are un papuc pe frâna de mână? Ai un papuc pe frâna de mână? Da, este papucul care îmi poartă noroc. Okay. Ca să nu mă oprească poliția, okay. Ia-l fetiței mele. Ok. Există așa ceva în țară? Cum mergi cu ea pe stradă dacă e așa joasă? Are erai, ți-ai ridică? Are erai până sus la bălea lac, da, mai, s-a ajuns. Fără probleme. Mai sunt mașini în țară în același stil? Red? A mai fost un ursuleț
Am mai încercat un bun prieten al meu să mai facă un E36, dar a renunțat. Și nu mai știu, mai e tot rat style al lui Bogdan, dar a vândut-o și el. Al lui Bogdan Plugar. Da. Cea care a dat. Da. A dat broscuța, da, pick-up. Ce se uita, vezi, îi place și lui mașina ta, chiar dacă are un Z4M nou. Cea mai amuzantă întâmplare când te-a oprit poliția? Mi-a spus polițistul că și-ar dori și el să-și facă un rat style din mașina de poliție. Bune, deci ce tare, super tare. Împreună cu niște prieteni am mers o tură prin oraș și ne-a oprit fix la Casa Poporului. Bine, nu se strângea lumea atunci. Chiar asta s-a întâmplat, da, acolo să fie. După poliție, imediat a sărit după mine, da. Fac și eu la mașina mea de poliție. Era Caterin că omul, da, scornit, da, pe aia de acolo. Ce-i, bă, să vând acadele aici? Ce credeți, da, că e aici? N-ai avut bani să vopsești capota? Ba da, am avut bani să vopsesc capota, dar îmi place foarte mult să dansez pe ea. O zgâria mereu așa ca bursa lumii. Nu, e de estetic. Și că face ratatata? Faci. Asta e răspunsul. Mai ai talon? Da? Păi asta nu ieșeam pe stradă. Așa? Nu facem reguli. Întreabă cineva dacă mușcă. Mușcă la linia de plecare. Pe cât e finala la evacuare? Pare cam mare. Nu cred că știm. 70? Da, imens, ceva imens. De unde ai stickerul cu Fuck You Greta? De la Mickey, de la Târgu Jiu. Ce faci când te oprește Raru? Nu m-a oprit Raru, nu știu ce aș face. Probabil m-aș conforma, că nu, da, n-am ce altceva ce să fac. Care a fost inspirația pentru aceste modificări? Rusty. Rusty, BMW-ul clasic, așa. Cât dă să treacă ITP-ul? Nu o să-l mai treacă, că nu o să o mai duc la ITP, dar l-a trecut. Câinele avea o problemă la ureche sau era doar ca să fie în același film cu mașina, paranteză Râșnov? Păi nu, că trebuia să aibă o mușcătură dacă era tot în același film. Nu, la Râșnov nu-i stătea urechea ridicată și de-aia i-am pus o atenă. Cât țin un set de anvelope? Mănuiesc că pe spate, treabă, bănuiesc. Și pe o parte și pe cealaltă o vară. O vară, că le întorci. Clar, după parte le folosești pe ambele părți cu zi, cu autorivers. Ce comentariu l-auzi la noi la BMW? Da. Ce comentariu l-auzi cel mai des despre mașină? Câte pomnituri ai bătut? Câte asta pomnituri, a fost și prima, da, întrebare, okay, polițistului, care zice că vrea și el să-și... Ok, de ce bot de E46? Să fie diferită. Că n-a mai fost niciuna până la urmă. Se mai poate vinde așa ceva? Dacă da, își recuperează investiția. Se poate vinde, dar nu cred că îți recuperezi investiția. Cred că în afară vreun tâmpit la fel, da, ca mine să-și... Dar e greu să găsești același film. Știi ce zic? E greu, exact, rău. Exact, sau da, tot un același tâmpit nu și-ar cumpăra o mașină, ca asta și-ar face. Da, da, corect, corect. Și face lumea cruce când o vede? Da, în special doamnele mai în vârstă. Înainte aveam țevi bozozucu, se împiedicau de ele. Și venea și înjurătura de rigoare, bineînțeles. Rugina e adevărată? Da, este dată cu flex. Cât de greu s-a realizat proiectul? De-a cursul anilor, nu știu. E pe gaz? Întreabă cineva. Da, îi dau gaz în continuu. Adică... Câți cai are pe uscat și câți cai are pe ploaie? Întreabă cred cineva. Cred că nu este o diferență, tot la fel are. Diferența e doar cum îi pui jos. 194, da, sau 192. Ai modificări pe partea de performanță? Nu, doar diferențialul ce mă ajută. Toată lumea întreabă de ce ai ales acest stil și de unde și de ce, dar am răspuns la întrebarea asta. Asta m-a caracterizat, stilul ăsta. A fost greu să schimbi partea din față și să pui de 46 pe 36? Nu, cu un tinichegiu bun se pot rezolva foarte repede. Puteam să-i pun și de lampă. Are proprietarul răbdare să conducă o mașină așa joasă în România? Da, până sus, salut! Avem fani, mă, avem fani. Până sus la Bâlealac e o plăcere să conduci mașina asta. Cum poți circula legal? Așa. Așa. Dacă te-a oprit vreodată poliția, bănuiesc că te-a oprit de mai multe ori.
Ce culoare este în carte? Albastră. Albastră. Și ultima întrebare este wow. 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 De ce wow? Wow, bis sau wow? Da, cineva a avut o afirmație și s-a lăsat impresionat de aspectul mașinii în poza văzută. Sunt fel convins că o să vadă mult mai multe lucruri în episodul care urmează să apară și o să afle mai multe lucruri văzând acest material Q&A, care sper că ne-am făcut bine auziți. Pentru că mașina este foarte gălăgioasă, nici nu vă imaginați cât de gălăgioasă este mașina. Nici eu nu-mi imaginez cum merge cu ea pe stradă și cum eu ies foarte rar cu mașina, că consider că mașina mea atrage atenția. Dacă aia atrage atenția asta, e imposibil. Eu îți mulțumesc, Alex, că ți-ai făcut timp și că ne-ai răspuns la toate întrebările sincer și că ne-ai prezentat mașina și că le-ai prezentat-o și oamenilor prin materialul POV și au văzut și ei cum arată și cum se conduce mașina din punctul tău de vedere, da, lejer. Și sper să ne vedem cu ea într-o formă mult mai agresivă. Bineînțeles că trebuie să schimbăm de la anul, la anul să o vedem din nou în emisiune cu modificările. Eu o să stau tot aici în dreapta, pe alte scaune, exact cum v-a promis omul. Și, băi, cât mai mult imaginație. Și cât mai mult timp liber și cât mai mult frâu liber la imaginație, că ești pe direcția bună, cel puțin din partea noastră. Mă bucur că apreciez lucrul ăsta. Fiecare sper să nu vă dezamăgesc și cu votarea. Da, nu e panică. Ești un artist. Mersi frumos. Ești un artist pentru noi. Jur.